Individul din imagine este căutat de poliție pentru un act de huliganism comis în capitală. Acesta s-a luat la bătaie cu doi bărbați cu vârstele de 33 și respectiv 39 de ani în fața unui club de noapte amplasat pe strada Sarmizegetusa. Cazul a avut loc în dimineața de 25 iulie. Toți trei se aflau în apropierea clubului de noapte, iar la un moment dat între indivizi au apărut neînțelegeri. La scurt timp, conflictul a trecut într-o bătaie puternică. Ulterior, unul dintre bărbați a ales cu multiple traumatisme și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar conform legii, suspectul riscă o pedapsă cu amendă sau închisoare pe un termen de până la trei ani. În acest context, persoanele care l-au recunoscut pe tânărul din imagini sunt rugate să comunice informațiile la numerele de contact afișate pe ecran. Confidențialitatea surselor de informare este garantată.